Salut și bine v-am regăsit la un nou episod, ca să vedeți cum e părul meu acum, că poate nu se observă din cauza că e prea înaltă webcam-ul și sunt eu prea înalt, cred, nu știu. Bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 2017. Înainte să-ți dau pe acest clip, vreau să vă spun că vă mulțumesc mult, mult, mult de tot pentru toată susținerea din episodul trecut. S-au strâns peste 650 de like-uri, în jur de această sumă, desigur. Și m-am bucurat foarte, foarte tare pentru că mi-e place foarte mult FIFA, v-am citit toate comentariile și am văzut că mulți ați vrea să încep și o carieră. Ei bine, astăzi nu o să începem cariera pentru că încă nu m-am decis cu ce echipă să încep cariera. Dar v-aș ruga pe fiecare parte să-mi scrieți în secțiunea de comentarii cu ce echipă ați vrea voi să facem carieră. Orice echipă. Da, mă rog, echipe mai ca lumea, știi, gen, și cu Swansea ar fi și mai. Mă rog, cu ce echipă vreți voi, doar ca idee. Echipe din astea aș prefera doar și doar din ligile următoare, din Germania ori din Spania, nu, Spania nu vreau, ori Germania ori Anglia, cam așa, nu aș vrea altceva, deci ori Germania ori Anglia, nu accept alte ligi, pentru că astea sunt ligile mele preferate. Și în rest, să vedem noi ce avem pe aici, o să jucăm din nou în Ultimate Team și nu uitați să apăsați pe butonul de likes, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Să strângem noi din nou peste 500 de like-uri, super, super, aș fi super fericit. Hai să băgăm acum că a venit vacanța, practic pe persoană fizică, băgăm un online în online season, pentru că mai avem un meci de câștigat cu echipa noastră pe care apropo am rezolvat-o, pentru că știu că data trecută mi-ați spus, vedeți și voi, am injured Miha, de ce te-ai faultat, Miha. Cât de mult ești, cât de mult, n-am cât de mult, l-am pe ăsta, dar mai bag o cioară. Bă, sunt bune ciorile, da, nu știu. Oricum, îl avem un poartă pe tipul ăsta, care, pe care l-aș schimba cu scoți, cu ăsta din, care vine din Scoția. Cred că Scoția e, nu? Nu știu, mă rog, dar e blană. Hai să-i dăm drumul. Miha, trebuie să-l scoți de aici, iertați-mă. Miha, cu toate, că e cel mai bun jucător al meu, de ce trebuie să-l scot, dar mă rog. Aie. Bun, hai să-i dăm creating session, searching for opponent. Hai să câștigăm și meciul de astăzi, să sperăm că o să fie foarte, foarte, să avem un oponent decent, să nu avem un oponent cu Ronaldo, Messi și Neymar, chiar dacă e divizia 10-a. Nu știu acum, să sperăm că o să putem face un ultimate team cât mai puternic, pentru că o să avem nevoie de o echipă bună, chiar foarte bună. Știu cât de bun sunt ăștia, nu de alta, știu cât de bun sunt, ne sunt adversarii, adică meciul trecut nu l-am filmat, dar am jucat cu unul foarte bun, pe care l-am bătut cu 2-1, dar cu greu. L-am bătut cu 2-1, dar a fost bun. Plus că eu am și că... am ăsta, frate, dude. Și nu știu cum aș putea să pun un controller de PS4, pentru că asta aș vrea. Mi-aș cumpăra un controller de PS4 și aș vrea să-l folosesc pentru PC, dar poți, dar nu mai știu, îți trebuie ceva, un adaptor, dar nu găsesc adaptorul la nicăieri. Și nici oponent se pare că nu ne găsește. Mi-e curiositate, de ce? S-o fi buguit? Ce credeți? Mai dăm o dată advance. Creating game session, searching for opponent. S-a fi buguit, eu știu. Nu știu de ce durează atât, dar trebuie să durează atât sub nicio formă. FIFA îți găsește imediat jucător, dar mă rog, hai că stau un pic pe spate până ne găsește și nouă oponent, să sperăm că o să fie totul ok. Mă rog. Ok. Nu spun nimic acum. Doar că mă enervează chestia asta. Dude, nu joacă nimeni? Nimeni. Ok. Ok. După un minut ne-a găsit. În jur de un minut a trecut. Hai să vedem. Joc așa, eu joc așa. Am și așa, hai așa. Așa, așa, așa. Doi. De bingo Dahia, Bahia, Decker. Playmatch că echipe astea. Da, nu mi-a arătat squad-ul nici nimic. Uite cum mi-a arătat. Deci are un atacant bunicel și nu este o echipă decentă exact ca și echipa mea, nu are o echipă prea bună. Sper că portarul lui este exact de aceeași naționalitate cu al meu. Cred că e Scoția. Nu știu exact. Dar eu cred că e Scoția. Bun, azi vedem. Ce match tu? Băieții. Pasarau, pasarau. Hai să ne spunem astăzi. Să sperăm că nu o să trăiască prea cu gândul să-mi iau poziția de FIFA, adică a plecat că nu-mi place de el, poziția aia mă doare spatele de la ea, dar fără poziția aia nu joc bine FIFA. Pong! Bară!
Nu, cred. Bun. Ce șut, de ce n-am dat pase acolo? Michel Aud. O să spui ăsta, cheamă Michel Aud. Ăsta ales tot pop 5, bă, fraiere. Ah! Come on. Nu trece nimeni. Chiar dacă are un om foarte liber pe partea aia, dar... O, oh, e pârlit-o, mă, e ce treabă. Ce pute pe așa pare, nu știu. Bun. Nu acolo, nu trebuie acolo, dar măcar e la noi. Bine. Hai, mă. Nunez. Că tu ești bun. Bine, mă. Numărul 10, hai, Nunez. Bă, mă, ce pișut prost a putut să deși ăsta e... Deci numărul 9, adică se zice că numărul 9 este atacantul meu cel mai bun, atacantul care trebuie să-mi scrie toate golurile. Golgheterul, nu știu. El dă șutul. Penibilitatea aia de șut, ok. Aici, nu pot să-i hai. No, a întors-o-i prost drum. No, unul intră în fața lui! Afraid here for this team, the players and the management, the fans are in such distress. They came to celebrate. It looks as though they're going to need some commiseration at the end because the team trail now. Remember, they had to win. Ești foarte bun. Nu știu cum mai de chestia asta. Dar am găsit cum să mă scot pe... Să pun pe auto pe atac, fac așa și bag așa, așa. Te dau în jos, din cauza controlerului că e sticat, ci trebuie să fac o schemă diferită decât de cea obișnuită, dar e ok. Good position. They've worked this attack very well into a quite a dangerous position now. Deci dacă ratează, puteam să știu că ratează, că ai mei ratează. Deci eu fac mare fază și ratează. Bine. Strong challenge. Bine. Mamă, ce mă duc acolo. Noi dăm? Da. Vas? Nu cred, n-a fost. Da, n-a fost. Ok. They're offside. Yeah, sometimes you do despair about the decisions that footballers make. I think his manager's feeling like that anyway. Trebuie să... Ok, mi-au poziția de fotbal pentru că în altă poziție nu-mi iese. Ok, nu știu ce, dar nu-mi iese ca fundaș. Ca fundaș mă cam face, fraierul. Adică nu prea joc bine ca fundaș astăzi. De ce n-am dat-o pe poziție viitoare? Ok. Hai mă, hai. Hai mă. Ăsta era nou băgat. Nu cred! Deci nu cred, deci nu cred! Deci numai în portar au dat ai mei. Ok, au dat out. Bun, calmați-vă că e out. Ce? Tu ai mă? Oh, mersi. Se pare că ești fair play. Pentru că am vrut să o dea așa. Că n-am vrut să o dea așa. Bun. Out, bun. Bun. Nu vreau mai avea ăla vlog al meu. Că o făceam mai bine, da, e ok. Aaaa, ce prost, doamne, e prost, nu cred. Fault? No, ok. Na. Na, nu așa ușor. Nu așa ușor. Dă-l înapoi, că doar ne. De-aia alergi tu, ca să-l dai înapoi. Portarul. Bun portar, bun, sar. Sar pe toate, așa-mi place. Noi dăm? Nu, ei dau. Nu mai pot de gât, deci vă jur. Am probleme la respirație din cauza gâtului, nu înțeleg de ce. De-aia vă zic că mai spui din când în când, chiar dacă sunt în video, că nu pot, pur și simplu, ori nu fac video, ori și mai bine fac video. Roșu, ăla e Ionatan Feleita, credeai tu că scap fără roșu? E bine nu scap. Că știi ce? Pentru că era ultimul om și puteam să scap acolo dacă nu mă faulta. Bă, tu ești retardat, mă! Ești tu ești retardat? Ia, mă, ce mai fa... Ai, lua roșu și schimb, nu cred. Deci, cum am ratat chestia aia? Deci, cum am putut să ratez chestia aia, șutul ăla? Cum l-am ratat, spuneți-mi mie. Nu e să cred că am ratat șutul ăla. Unbelievable, frate. Doamne, deci am ratat exact ca un prost acolo. Dar nu eu, prostul meu, că doar am dat șut ca un om normal. Poate trebuia un pic mai încoace, dar e ciudat rău, te recomand asta și... Atât îl fac pe ăsta, dar nu-i de ajuns, se pare că... Am mai mulți abonați decât o stadionul ăsta să-mi bat piciorul. Asta nu e glumă. Și tipul ăsta e retardat?
Doamne, ce îmi suport. Stai să fac 100 de schimbări. Așa, hai. Hai. Dă-i, mă. Deci nu cred că m-am dat la o parte. Am crezut. Mă rog. Came in with a challenge. On to the attack now. Ăla-i, mă! Îmi scrie! Băi, tot stac negru, nu știu și cum îl cheamă, arată oricum, dar... Arată de la la boala, dar bună pasă aici, fii de atenție. Bam! Și ea oricum a fost deviată. Eu probabil a apărat portarul și oricum vedea tot la mine acolo, am văzut-o. Deci nu, eu nu mă speriasem că nu l-a fac ratez pe aia. Mâine, bro. Ok. Bun. Bun, hai să te învăț un pic FIFA, băiatul, ok? Ăla-i, mă. Ăla e, mamă, că zic că dai ca lumea, mamă, că... Bun, nici el negrăteu ăsta nou care, pe care l-am băgat la locul ăla, lui cel mai bun din echipă. Bun, nici el negrăteu, că ăsta-l mai țin, squad, că îmi place de el. Oh my god. No. Moving forward with some danger to the opposition now they're here. Ne trezim și noi. Dăm noi. Ăla-i. Am dat, e bine. Bun, hai. Doamne, cât deci, asta e varză, omule. Deci aici m-a luat pentru că eu aveam impresia că o să facă și el o schemă, că o să creadă că fac și eu ceva nou, omule, deci efectiv mergea drept. Atât a făcut. Bă, și uneori, uneori au efect schemă. Astea de prin fai de uite. Bun. Hai să pornim și noi un atac. Uite. Nu mai poate sta asta de ge săracul. Bun. Bun. Doamne, cât de prost sunt și eu și el. Și atacantul. Nu cred că n-am rupt acolo la fază. Nu mai ai șanse, ești de aici, bă, frate. Naaa! Singurele eram și proști. Ăla-i, hai. Bun. Te-ai dus, Martinez. Greu s-au mișcat ai mei. Greu rău de tot se mișcă ai mei. De ce tot acolo bate? De ce eu... A, vă jur, am pus în mijloc careului și omul meu a bătut de prost, deci l-am mâncat pe ăsta. Deci n-a jucat nimic om. L-am mâncat, iară schimbări. Fo! Bă, da fotbalistii și tu, mă, știi schimbări astea? Hai să te bat odată. Îți dau încă un gol. Intru și divizia... divizia noua, cred. Da, divizia noua. Poate e mai mulți bani când intri următoarea divizie, mă, ce șmecher ar fi, dar nu știu, chestia asta, nu vreau, nu știu cum este. Vedem acum dacă e sau nu. Hop, hop, hop. Hop. Aaa, deci nu m-a, trebuia să dau mai repede drumul. Acolo m-a blocat arbitru, ați văzut? Ok. No chance, bro. Calm down. Bun. Portarul. Bun. Bun asta. Bun așa. Bun. Bun ahel. Nu, prost. Rău de tot chiar. Lucat acolo. Bine. Into the attacking third. Ok. Ok. Oh, it's true. Oh my goodness, ce alunecări bagă nebun, deci... Deci e nebun rău omul ăsta. Aveam omul acolo liber, deci m-a pus să prind cu aia din spate, nu știu. Ăla e, bă! Îmi scrie, băieții, nu știu ce e ăsta. Ia ce ca și sau nu? Minunez, minunez, numărul 10, bun, nici atac am testat, am găsit să-l face de el. Îi face treaba acolo în față, încă are foarte mult distanță. Și se bate bine, că e cel cu apă stilul lui Ibra. Ibrahimovic, știi?
Iar eu știu bine că Ibra pe în față, că mi se pare un atacant genial Ibra. Deci, fiind pe stilul lui, mă pricep cum urmez. Cam știu cum să joc cu el. Bun. Bun. Bun acolo. Spong. Spong! Doamne miluiește! L-am rupt! L-am rupt la fața asta! De pas! Mamă, ce pasă la... Deci, ce pasă superbă! Este pasă aici! A? Pasă asta? Ce să mai facă să rapă? Spong, ce era frumos! Asta a fost frumos! Mai joacă sau? Au, mai joacă în FIFA. Că niciodată ne bine să renunți. Chiar dacă te sparg. Hop. Hop. Ok, hai Martinez. O parte aia și noi, Angel. Mamă și... You don't defend like that. He's got caught too square to his man there. Here's a chance. A well saved. Yes, don't. Patru. Patru i-am dat. Ia, nu știu dacă eu mai mulți bani pe câte goluri dau, din câte știu eu. Deci, ok. Ce mai faci, mă? Nu știu că dai forfeit. De fapt, poate să dea forfeit. Da. Review to determine the match report will be reviewed. Ce, mă? Deci, deci doar atât am the win, ok. Deci doar atât, ce mi-ai dat atât de puțin bani? Deci foarte multe goluri și am dat atât de puțin bani, deci pe goluri am dat 160, ok. Deci asta e tot ceea ce am primit. Ok. Advance. Probabil pentru că prost a ieșit și mi-a stricat tot vibe-ul, nu știu. Ok, deci am intrat season, am intrat divizia, n-am intrat? Aaaa. Da, mă, mi-amintesc, deci mai am 7 meciuri, eu dacă câștig titlul, dacă ajung la 12 puncte, deci asta ne mai trebuie o victorie. Pe care probabil o vom lua, nu știu acum. Eu am fost ales, fai să vă mulțumesc mult de atenția acordată, iar noi ne vom revedea data viitoare, pa, pa!